Strugurii pentru vin au apărut de mai bine de o săptămână pe piață, la cea de la Cărbunarilor, unde a mers o echipă TV6, erau însă mai mulți vânzători decât cumpărători, iar marocul de comercializare a produselor agricole de sezon, struguri și accesorii pentru vinificație a fost alocat în urma unei dispoziții a primarului general. Iar marocul agricol de pe strada Cărbunarilor era plin astăzi cu lăzi de struguri și agricultori care au venit să vândă roada pentru a atrage cumpărători. Țăranii și-au lăudat marfa cum au putut mai bine. Avem sort și de masă care vin oamenii și-l cumpără, dar mai mult la vin. Față de anul trecut, anul ăsta e calitatea mai bună. Unii vânzători spun că, deși sunt mai ieftini decât anul trecut, strugurii oricum merg greu. Față de anul trecut, anul ăsta e mai ieftin. Așa. Și da, se vinde mai ușor sau mai bine? Greu. Greu să vine deoarece. Ce Moldova vine? Pentru veterani, pensioneri, facem schitcă. Prețul e mai mic, dar lumea nu are bani. Dar în comparație cu anul trecut, mai anul trecut? Foarte rău anul ăsta. E mai ieftin, dacă e 3-4 lei pomă, kilogram de pomă, și e scumpă, toată lumea e sărac. Au pieții, mizerii, salarii, mizerii. Această femeie spune că dacă nu reușește să vândă strugurii, anume din cauza faptului că activitatea nu este rentabilă, se gândește să renunțe la ea. Pământul trebuie să lăsăm pe loc, pentru că e imposibil de lucrat cu așa prețuri. E costisitor acum să ai grijă de viață de vie, atâta nu-mi prejur. Pentru că te-ți ridicat. Chimicatele s-au ridicat, forța de muncă s-au ridicat. Cumpărătorii care au remarcat prețul mic au luat și câteva sute de kilograme de struguri. Prețurile în anul ăsta sunt accesibile față de anul trecut. Și da. Cât aveți în plan? Undeva 200 de kilograme. 200 de kilograme? Vă ajunge 200 de kilograme? Ne ajunge. Câte kilograme ați procurat? Eu 500 de chile. Eu cam am 500 de chile de cabernet. Așa. Ne doroc, dar prețurile, cum vi se par prețul la struguri în acest an? Ideal e anul ăsta. Toată lumea s-a mărit, așa. Dar poama, comparativ cu anul trecut, s-a ieftinit. Era 12 lei, 14 lei anul trecut. Amui 90, ideal. Mai o leacă, 50 de chile. Pentru vin sau pentru masă? Pentru vin, așa, pentru noi de casă. Cum vi se par prețurile? Da, normal, parcă de anul trecut, normal, dar ce să faci, trebuie să iei. Prețurile la struguri variază la piață între 6 și 13 lei kilogramul în funcție de soiul de struguri. Târgul de struguri va fi deschis până la sfârșitul lunii octombrie.